Posturile de poliție de la nivelul comunelor vor fi reînființate maxim o săptămână și jumătate. Vestea cea bună a venit joi de la vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița Leonardo Badea. Acesta a afirmat că de la data de 1 septembrie se vor reînființa posturile de poliție din comune. La nivelul posturilor vor fi un șef de post, ceea ce înseamnă că această funcție va fi reînființată și alți 2, 4 sau 6 polițiști în funcție de numărul de locuitori și de probleme cu care se confruntă comunitatea. Locuitorii din comunele dâmbovițene vor vedea în curând mai mulți polițiști pe străzile sau ulițele localităților. Posturile de poliție desființate acum mai puțin de un an vor fi reînființate până la data de 1 septembrie. Vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița Leonardo Badea a precizat că prin reînființarea posturilor de poliție se urmărește apropierea de comunitate a polițiștilor. Odată cu desființarea posturilor și înființarea secțiilor la posturi, a rămas un singur polițist. Acesta are program de la ora 8 la ora 16, după care cei care intervin sunt polițiștii de la patrule. Odată cu reînființarea posturilor, programul de lucru al lucrătorilor de aici va fi adaptat pe schimb în funcție de evoluția situației operative și de nevoile cetățenilor. După 7 luni de la desființarea posturilor și arondarea comunelor la secțiile rurale de poliție, s-a ajuns la concluzia că serviciile oferite de polițiști sunt mai puțin eficiente, dar mai scumpe. Prin urmare, reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor spun că prioritatea lor este îndreptarea lucrurilor în folosul cetățenilor, apoi respectarea muncii polițiștilor și în cele din urmă refacerea imaginii publice a poliției. Reprezentanții Poliției Române au spus că în problema siguranței publice din mediul rural, primii pași preconizați de Inspectoratul General al Poliției Române sunt reînființarea funcțiilor de șef de post. Se estimează un număr de 2517 funcții la nivel național, completarea echipelor din posturile rurale și încadrarea promoției 2012 cu prioritate pentru completarea necesarului din noua structură. Conducerea Poliției Române și Ministerul Administrației și Internelor au luat decizia de a reînființa posturile de poliție după consultarea polițiștilor din țară. Funcțiile ce urmează a fi înființate vor fi bugetate corespunzător, iar actualele secții de poliție rurale vor fi menținute drept structuri operative și de coordonare. Secțiile vor administra patrule de intervenție în funcție de specificul situației operative. Evident, în localitățile unde există deja un sediu de secție de poliție, nu se va mai crea și funcția de șef de post. Se conturează de asemenea ideea ca pentru un răspuns mai rapid la solicitări, noile structuri să aibă în componență criminaliști, judiciariști și polițiști rutieri. Oamenii văd cu ochi buni această schimbare și spun că măsura de desființare a posturilor nu ar fi trebuit să fie luată. Primarii din mai multe comune ale județului au cerut de nenumărate ori ca posturile de poliție să fie reînființate. Aceștia au susținut de mai multe ori că fosta guvernare n-a făcut altceva decât să vină în sprijinul ei prin desființarea posturilor de poliție. Început cu 1 septembrie, vor fi reînființate posturile de poliție. A fost o problemă foarte aprins discutată, fiindcă desființarea acestor posturi de poliție a fost o măsură falimentară în ceea ce privește ordinea publică, siguranța cetățeanului și toți președinții de Consiliul Județene s-au angajat, domnule, vom și susține financiar dacă e nevoie această măsură, dar nu putem să garantăm siguranța cetățeanului într-un sistem aiuristic. Deci ceea ce s-a povestit acolo și lucrurile care au apărut în urma acestei măsuri, în ceea ce privește să ne referim la tot felul de lucruri legate de ordinea publică, de la siguranța persoanei până la japuri în ziua mare și tot felul de altfel activități în domeniul infracțional, au fost niște lucruri care au demonstrat încă o dată că această măsură este binevenită și ea va fi pusă în aplicare începând cu 1 septembrie.